Planurile de școlarizare au rămas la fel la unitățile școlare din Craiova, care au medii mari de admitere. Cap de afiș este Colegiul Național Frații Buzești, unde ultima medie de admitere orientativă pentru elevi a fost 9,58. În top urmează Colegiul Național Carol I din Craiova, unitate școlară la care ultimul candidat a avut media 9,18 și Colegiul Național Elena Cuza cu 8,60 la clasa de bilingvă germană. Pentru anul școlar 2016-2017 avem aproximativ 5.000 de locuri la toate formele de învățământ, iar anul trecut cele mai mari medii s-au obținut la Colegiul Național Frații Buzești, 9,90 la profilul matematică-informatic bilingv-engleză, la Colegiul Național Carol I, 9,68 la profilul matematică-informatică bilingv-engleză și la Colegiul Național Elena Cuza, 9.42 la profilul filologie. La polul opus se află Liceul Tehnologic Auto din Craiova, Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate, Liceul Tehnologic Ștefan Anghel Băileș și Liceul Tehnologic Petre Baniță Călăraș. Pentru anul școlar a fost aprobat un număr de clase mai mic decât cel de anul trecut și asta s-a datorat faptului că la clasa 8-a sunt mai puțini elevi. S-a redus numărul de clase la licee din Craiova, dar și din județ. În Craiova, măsura s-a aplicat la Liceul Traian Vuia, Liceul Henri Coandă, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul de Arte și Meserii Constantin Brâncuș. În județ s-au redus clasele la Liceul Amărăștii de Jos și la Liceul din Călăraș.